Avem aici de sunătoare, de tei și de... Știu ăștia în engleză și mă derutează. Și de mușețel. Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vă voi arăta ce cumpărături pentru slăbit mi-am făcut eu, pentru că o să încep o perioadă de slăbire, o să încep un nou sezon din Otto Slăbește și am nevoie de cumpărături slab calorice pentru a mă ajuta să mănânc mai mult, pentru a putea să slăbesc cât mai repede și cât mai eficient, fără să fac foame. Haideți să vedem ce mi-am cumpărat. Aici avem un mușchi țigănesc, este un mezel, dar este foarte, foarte bun, pentru că are 100 de calorii, uitați, are 113 calorii pe 100 de grame și are foarte multă proteină. După aia avem aici niște salate de ton, pentru că astea sunt foarte ușor de mâncat, nu trebuie să le mai preparați în niciun fel, au tot ce le trebuie, au și furculiță chiar și sunt și ele foarte bune pentru slăbit, au puține calorii, uitați, au 125 de calorii pe 100 de grame și asta are 220 de grame, deci au undeva la 250 270 de calorii. Continuăm aici, avem brânză cottage pentru că îmi place, este foarte bună, are și ea foarte puține calorii, are 98 de calorii pe 100 de grame și toată chestia asta are 200 de grame. După care avem iaurturi. Iaurturile la fel sunt foarte bune pentru slăbit pentru că au puține calorii. Aceste iaurturi sunt cu 2% grăsime și uitați, au 49 de calorii pe 100 de grame și au și ele proteine și cel mai important este că ajută la digestie. Digestia va fi mult mai rapidă de la iaurturi, cel puțin în cazul meu așa se întâmplă și funcționează. Aici avem niște lapte de soia pentru că nu pot să beau lapte normal de vacă. Am intoleranță la laptele dulce, nu știu ce se întâmplă, dar îmi face foarte urât stomacul și mă stric foarte, foarte tare la stomac. Pe care îl voi consuma cu cereale din astea, cu ciocolată și cu hazelnut, cu alune. Hai să vedem câte calorii au. Au 460 de calorii pe 100 de grame. Nu vrea asta să focuseze, dacă credeți-mă pe cuvânt. Și aici avem și fulgi de ovăz, fără nimic în ei, simpli, care au și ei 372 de calorii pe 100 de grame. Deci nu este o diferență foarte mare, este o diferență de 90 de calorii între cele cu ciocolată și cele fără. Cele cu ciocolată sunt mult mai bune și le voi folosi atunci când mi-este poftă de ceva dulce. La fel ca atunci când mi-este poftă de ceva dulce, putem foarte bine să mâncăm fructe. Eu sunt înnebunit după peperele astea roșu, după lubeniță, căpșuni iarăși sunt foarte bune, îmi plac foarte mult, pe care le voi folosi, bineînțeles, cu miere, le voi mânca cu miere, pentru că așa îmi plac mie căpșunile. Bine, îmi plac și cu zahăr, dar exclus să mănânc zahăr la slăbire, pentru că nu ne ajută absolut deloc, ne sabotăm. Aici mai avem iarăși un iaurt de băut, sub altă formă. Am luat ulei de măsline extra virgin din ăsta bio. Toate cumpărăturile astea sunt de la Lidl, în mare parte, mai puțin fructele. Un spray cu ulei de măsline, să spreiem așa tigaia când vrem să facem un nou. Aici avem ouă de țară, mi-a adus cineva câteva ouă pe care la fel le voi mânca, ori le voi face în tigaie, ori dacă nu le voi fierbe. O să vedeți că o să filmez toate mesele în episoadele din Otto Slăbește. Așa că fiți cu ochii pe canalul de YouTube Miere TV, pentru că urmează un nou sezon din Otto Slăbește. Aici avem niște măsline, la fel sunt și ele destul de bune. Sunt puțin sărate, au 115 calorii pe 100 de grame, toată chestia asta are 200 de grame. Legumele iarăși, bineînțeles, sunt foarte bune, după cum știți, cred că nu trebuie să vă mai spun. Am luat aici roșii cherry, am luat ciuperci, iarăși ciupercile sunt foarte bune, au multe proteine și sunt slabe în calorii. Avem varză, să facem câte o salată de varză sau o mâncărică de varză, o varză cărită la fel, foarte bună pentru că are foarte puține calorii. Avem ceapă verde din grădină de la noi. Aici am luat niște pulpe de pui pe care le voi face la cuptor împreună cu ciupercile. Vom face eventual și un sos tzatziki cu iaurt și cu castravete. Avem și castraveți, dar nu știu pe unde i-a pus maica mea. Aici avem și cartofi. La fel, sunt destul de buni, cartofii au undeva la 70-80 de calorii pe 100 de grame. Dacă mâncați 200-300 grame de cartofi pe zi, ok. Când aveți poftă, nu e obligatoriu să mâncați în fiecare zi cartofi. Tot așa la cuptor, nu trebuie prăjiți, bineînțeles. Putem să punem și câteva ciuperci din astea lângă cartofi, în tavă și să
mai adăugăm niște pulpe de pui și le aruncăm repede la cuptor, într-o jumătate de oră, 40 de minute sunt gata și aveți o masă super bună, puneți, faceți un sos tzatziki cu iaurt, cum v-am zis, sau faceți o salată de varză și este super bun, o masă foarte, foarte bună. Mă bucur foarte mult că au apărut fructele de sezon, pepenii, căpșunile, cireșele, o să se mai ieftinească și ele, o să-mi iasă și mie în curte că am cireș și o să mănânc foarte multe fructe din astea, deci pepene, căpșuni și cireșe o să bag la greu pentru că sunt foarte bune. Au apărut și roșiile, am luat și roșii din piață, au fost foarte bune, dar în clipul de astăzi vi le prezint pe astea de la Lidl pentru că celelalte le-am mâncat deja. Ar mai fi o grămadă de alimente care sunt foarte bune pentru slăbit, v-am zis castraveți, salată verde, toate legumele sunt foarte, foarte bune pentru slăbit pentru că au foarte puține calorii și puteți să mâncați mai mult astfel încât să nu simțiți foamea, să nu vă fie foame și să aveți mereu stomacul plin, să aveți o senzație de sațietate și să puteți rezista foarte, foarte bine la slăbire. Iar ca sosuri, dintre muștar, ketchup, sos de usturoi, maioneze și alte nebunii, vă recomand muștarul pentru că muștarul are foarte, foarte puține calorii și puteți să mâncați mult, dar trebuie să mâncați probabil cu niște carne, nu prea puteți să mâncați așa cu orice muștarul. Însă, dacă aveți carne și vă place muștarul și aveți cu ce să-l mâncați, consumați muștar fără frigă pentru că are foarte puține calorii. Uleiul ăsta de măsline nu e tocmai pentru slăbit, dar să știți că avem nevoie și de grăsime, ales dacă sunteți bărbați. Pentru nivelul de testosteron, pentru a avea un nivel de testosteron foarte bun, bărbații trebuie să consume și grăsimi, iar uleiul de măsline este extraordinar de bun și pentru sănătate, însă nu vă recomand să consumați mai mult de o lingură, două pe zi, pentru că are foarte multe calorii, fiind o grăsime 100% are undeva la 700-800 de calorii pe 100 de grame. Aveți grijă și la nuci, și la lune, și la tot ce înseamnă nuci și derivate și din familia asta ale nucilor, pentru că au foarte multe calorii și ele, la fel au foarte multe uleiuri, într-adevăr foarte bune cu omega 3, sunt foarte bune pentru sănătate, însă să le mâncați cu moderație, să nu mâncați mai mult de un pumn pe zi, pentru că la fel au foarte, foarte multe calorii și vă pot strica slăbirea. Mâncați-le doar când vă e poftă, eu o să mănânc cu miere pentru că am niște borcane din alea cu nuci și cu miere. Îmi plac foarte mult și mie, dar încerc să țin dintr-un borcan 3-4 zile. Urmează să mă cântăresc și să încep perioada de slăbire zilele acestea, iar în fiecare duminică voi o să aveți un clip cu cântarul unde mă voi cântări. O să testez și forța, să vedeți acolo câte flotări pot să fac. Din prima zi o să încep să fac flotări și apoi în fiecare săptămână încercăm să creștem numărul de flotări, să creștem și forța. Vă voi arăta și antrenamente, vă voi arăta și toate mesele pe care o să le consum într-o săptămână și sper eu să vă ajute foarte mult și pe voi într-o perioadă de slăbire. Ar mai fi multe alimente pentru slăbit, sunt convins că am omis foarte multe, însă scopul acestui clip nu este să vă prezint toate alimentele din lume pentru a slăbi și ce mi-am cumpărat eu pentru prima săptămână. Haideți că am venit aici în magazie să duc ăsta la loc și am văzut că mai avem aici și niște din astea cumpărate cu ovăz expandat, orez expandat, la fel sunt foarte bune și ele, însă au destul de multe calorii și ele, au vreo 400 și ceva de calorii, așa că nu vă recomand să exagerați cu ele. Însă avem ceaiuri, am cumpărat și ceaiuri și sunt foarte bune ceaiurile, ceaiuri puteți să beți nelimitat, să le înduceți cu lingurițe de miere sau să le beți așa neîndulcite. Avem aici de sunătoare, de tei și de... știu ăștia în engleză și mă derutează, și de mușețel. Deci foarte bune ceaiurile, consumați o cană, două, trei pe zi, cât vreți și 2 litri de ceai și apă, bineînțeles, foarte multă apă. Adio sucuri, adio bere, adio tot felul de lucruri, adio alcool, o să urmeze o perioadă destul de grea. Da, și consumați foarte multe lichide, după cum v-am zis, cel puțin 2-3 litri de apă sau de ceai îndulcit pe zi, maxim 2 lingurițe, 3 de miere și este suficient. Boxurile cu apă, după cum le vedeți, sunt aici, le-am cumpărat, mă așteaptă să le beau pentru că am băut numai sucuri în ultimele luni și m-am gustat foarte mult. Am luat și apă minerală, este ok și apa minerală, nu îngrașă, nu are calorii, însă îți creează o anumită aciditate la stomac, îți mai umflă așa stomacul și te mai roade așa și îți vine poftă de mâncare. Îți vine să mai mănânci pentru că îți mărește un pic stomacul, dar dacă puteți să treceți peste lucrul acesta, este foarte ok și apa minerală. Important este să bem multe lichide, v-am zis, care să nu aibă calorii. Și apa minerală chiar nu are calorii, la fel ca și apa plată. Dacă v-a plăcut acest clip și îl considerați util, nu uitați să lăsați un like pentru că pe mine mă ajută foarte mult.
Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Eu voi citi absolut toate comentariile și voi răspunde. Nu uitați să vă abonați la acest canal, pentru că o să urmeze foarte multe clipuri motivaționale pentru a slăbi și voi împreună cu mine. Nu uitați să activați clopoțelul de notificări și să selectați acolo toate notificările pentru a fi la curent și a fi înștiințați și să vedeți primii clipurile mele când o să le pun. Eu sunt Otto, fraților, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte bune pentru sănătate. Baftă la slăbire, fraților, v-am pupat! Ciao!